dezastru natural în satul Ohaba Română. Vorbim despre zeci de gospodării care au fost înghițite de ape. În aceste momente, mai multe echipaje ISU încearcă să-i scoată pe acești locuitori de sub ape. Codul galben de vreme rea a făcut prăpăd la Ohaba Română. Apele au inundat mai multe gospodării. În contextul atenționării meteorologice, cod galben de precipitații și descărcări electrice din data de 6 martie 2024, valabilă în intervalul orar 20:35-22:30, la nivelul ISU Timiș s-a solicitat intervenția pompierilor în urma producerii unei viituri de pedealuri care a inundat 15 gospodării în satul Ohaba Română. La locul evenimentului au fost mobilizați pompieri din cadrul stației Făget și detașamentului Lugoj cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un autocamion și 4 motopompe, 2 electropompe, 2 baloane de iluminat și o barcă, precum și un echipaj SMURD. În sprijinul lor este alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună, transmit reprezentanții ISU Banat. Pe lângă faptul că furia apei a lovit localitatea Ohaba Română, locuitorii acestui sat au rămas în beznă, neavând curent electric.